este ziua copilului și pe 1 iunie mă duc pe la picnic și pe la spectacole pe cine din astea. Și vin și pe aici când e ziua copilului. E foarte frumos. Și cu cine mergi? De obicei cu prietenii mei, cu Fabian, cu părinții, cu părinții lui Fabian, de genul din astea. Am înțeles. Și dacă ar fi să inviți un personaj de poveste sau de desene animate la 1 iunie, pe cine ai invita? Pe Spider-Man, pe Fantoma, pe Orange și pe Spin, atâta. Cum ai vrea tu să petreci o zi din asta a copilului, în care toți copiii sunt sărbătoriți? Aș vrea să fac la copii ceva bun. Ce să le faci? Să dau cadouri sau ce îmi plac. Copilăria asta e făcută din copii mulți. Nu știu, așa, cu copii. Spune-mi, e greu să fii copil în ziua de azi? Nu. Dar cum e? E mai ușor decât în trecut, după cum am auzit, după în filme, lucruri. Adică ce ai observat? Am observat că în ziua de azi părinții au devenit mai buni cu copiii. Și ce fac mai bine? Ce reușesc ei să înțeleagă mai bine? Cum este să fii copil. Și iubesc și petrec timp împreună, nu? Și se bucură de momentele de familie, nu? Da. E foarte ușor să fiu copil. Sunt fericită. Ești fericită? Mă bucur pentru tine. Eu trebuie să ascult de mama și de tata. Că așa trebuie. Așa e foarte bine. Și ai încredere în ei, nu? Că ei îți vor binele ție. Da. Și noi trebuie să facem ceva cu mama și cu tata. Să fiu fericiți. Îți place să petreci timp împreună cu părinții tăi? Da. Ce mesaj ai avea pentru oamenii mari? Să nu vă împiedicați de vârstă. Să vă simțiți copii mereu, oricât ați înaintea în vârstă. Ce mesaj ai vrea să transmiți tu copiilor de la mulți ani? Aș vrea să fie sănătoși, cu minți și să nu se îmbolnăvească niciodată. La mulți ani, copii! La mulți ani, copii! La mulți ani, copii!